Dar mai lăsăm deoparte știrile terifiante pentru ceva dulce și aromat, pentru că domnișoara Bela Santiago, doamna Bela Santiago, s-a pregătit cu un tort surpriză pentru o bună prietenă. Surpriză da. Și pentru ea, că încă nu știe ce face. Zicem așa. M-am pregătit, am pus mănuși. Știi ce faci? Ați văzut? Știi ce faci? Ai zahăr, ai crema de mascarpone, da. Frișcă, esențe, blat, fructe. Și acum ce facem, primul lucru? Acum, primul lucru, punem... cum se zice? Lichid. Spontană lichid. Nu? Frișca lichidă. Lichid, pardon, da. Așa. Așa. Așa începe treaba, nu? Punem. Și o facem... Și facem cu asta. Cu mixerul. Cu mixerul. Și o pui pe toată? Da, pun pe toate. Da. Ca să avem multă. Mult. Că multă, din multă se face puțină. Invers nu e valabilă. Și așa. Asta merge? Normal. Și după aia ce facem? Mai încet ca să nu... Ne sară pe noi. Dar zim după ce... Ia că-i vedeți. Așa. Și după ce termin de bătut asta, în teorie punem zahărul pudră. 30 de grame. Exact. 250 de grame. 250 de grame. Ce-am văzut eu? Eu am văzut 30. Și o lingură de... Două lingurițe de vanilie. Da. Și după aia punem mascarpone. Și asta tot? Asta tot. Așa, păi și fructele astea? Alea le mâncăm noi. După aia le punem la... Asta e pentru ornață, nu mănâncă toate, că avem... Păi stai, mă, ascultăm un pic, pentru, că nu... Să fii frumoasă. Doar patru trebuie să știi. Nu, ca să fii frumoasă tortul nostru. Da. Eu nu mănânc tort, mănânc bucat căpșel. Ești frumoasă tu și pentru el. E superbă. Mai mănânc una. Nu mai mâncă râzi. Nu mai. Înțelegi? Chiar așa? E foarte bună. Cum le-ai făcut? N-am înțeles. Asta se face frișca? Am luat de la solar, nu știu. Voi aveți solar în mijlocul curții. Eu am solar în cartier, mă duc, am 10 minute stau. Mă vorbesc serios, da. În mijlocul curții ei e un solar uriaș în care cresc de toate, inclusiv roșiile despre care îți povesteam. Ne dea și nouă. Băi, ne dă! Nu ne dă. Dar ție încă nu. Durează mult? Da. Ok, da. Atunci hai să întindem. Hai, mă să plimb câinele, iertați-mă, să rămână. Să plimbăm câinele, să... Câinele tău nu poate să coboare treapta și nu poate să urce treapta, deci ce facem? Poate, dar e frică. Nu, hai să încerc să o convinge, vrei? Da. Hai. Mișa? Frumos, tu stai aici și vii după mine. Hai. Hai, aici. Hai. Hai că poți. Hai că poți. E momentul. Hai. Poți, e momentul tău. Hai. Toate camerele sunt pe tine. Hai, Mișa. Hai. Eu când îți spun că nu coboară treapta. Nu poate, mă. Păi nu poate, că e mult prea mică. Nu mai. O să-i placă foarte mult lui Eli White, dar mai ales Mariei. Bine ați venit! Mulțumesc frumos de invitație, să știi că n-am venit cu mâna goală. Niciodată nu vii tu cu mâna goală. Am apucat să-ți dau cartea pe care am scris-o. Da! Sărumâna, mă vă mulțumesc frumos, aici la tine. Mamson, tu ai devenit foarte spiritual așa de o vreme încoace. Da, de vreo câțiva ani. Dar spune-mi, te rog, ce te determină să o iei pe partea asta? Că foarte mulți dintre prietenii mei au virat-o un picuț. Tocmai problemele care se întâmplă acum în lume. Uh-huh. Toate schimbările astea pe care nu le înțelegem. Și zona spirituală ne ajută să le înțelegem, cât de cât. Hai să ne așezăm. Hai să o luăm pe partea asta, vă rog frumos, pe invit. Eli, acolo, Bela Santiago îți face un tort. Ia, aștept fac să gustăm. Sunt sigură că o să iasă excelent. Vă știți? Vă știm, da. Da. Păi, da. Ați cântat vreodată împreună? Nu, suntem... Ea e prieten cu soțul meu. Poftim? A, ne știm dinainte, prin intermediul soțului. Prieten foarte bun cu soțul meu. Astea care cântați bine, vă știți între voi, nu? Păi nu, cu restul nu vă știți, măcar nu? Noi. Am zis. Auzi, da, alea care cântă foarte prost, se știu între ele? Mai mult ca sigur. Data, nu recunosc. Data, nu recunosc. Ții minte că vorbeam noi ieri. Ferească-ne Dumnezeu și măiculița Domnului. Fiecare cu fanii lui. Da, așa stai adeptat. De obicei sunt fani între ele. Pentru că e ziua ta. Da. Și pentru că cel mai frumos cadou din lume e lângă tine. O să te întreb, de-a lungul timpului, care au fost aniversările care te-au marcat?
Păi, prima dintre ele care m-a marcat a fost o petrecere surpriză pe care mi-a făcut-o Doru acum mulți ani de zile, da. Când era să mă bage la spital. De altă dată era să fac inima. Mi-a făcut o petrecere surpriză, a zis că mergem să ne întâlnim cu părinții lui și să mergem undeva la masă prin Bran pe undeva. Și mi-a zis, ok, hai să mergem să-i luăm pe ai mei de la o cabană, pentru că sunt acolo cu ceva prieteni și mergem, după aia mergem la restaurant. Ok, bine, eu, habarnista, neștiutoarea, crezătoarea, da, credula de mine, a zis, ok, bine, hai să mergem. Am ajuns acolo, m-a băgat așa pe mine la înaintare, la cabana acolo și după ce am închis ușa în spatele meu, au început să pocnească alea de confeti direct și au început toți să surpriză, țipe, surpriză și era să, era să mi se oprească era inima. Era să fie ultima surpriză. Era să chiar... Ai plâns? Cred că au fost și câteva lacrimi pe acolo, că nu știam ce se întâmplă. Adică eu oricum stau prost cu nervii la capitolul ăsta și la toate zgomotele puternice și la fel, stresar. Da, da, da. Așa că dai seama ce a fost atunci cu dar asta s-a întâmplat cu câți ani? Aproximativ 10 ani, ceva de genul ăsta. Mai de mult, când erai de vârsta ei, mie spuneam ceva să-ți aduci tu aminte la o când aniversare. Aveam, când eram de vârsta ei, nu, pe vremea aceea. Aceea. N-aveam prea multe, da? Eu nu cred prea că eram, atunci eram că ne adunam cu prietenii, că mai un citro, mai o prăjitură făcută de mamă. Un brimcor. Citronada, așa era. Da, da, lei, da, da, da. Nu erau vremurile care sunt acum, nu erau în primul rând produsele pe care le poți găsi acum, nu erau multe lucruri, dar ne bucuram de ce aveam. Hai să întrebăm pe Maria. De ziua ta, cum e de obicei? E frumos? Da. Primești cadouri frumoase? Da. Ți s-a întâmplat să primești și cadouri care să nu-ți placă? Nu. Niciodată? Niciodată. Și când o să primești un cadou care nu o să-ți placă, ce o să faci cu el? O să-l dai mai departe sau îl păstrezi pentru tine? Îl păstrez. Păi, dar ce nevoie ai de el? Dacă nu-ți place? Zi tu. Hai să întrebăm și pe mami. Ți s-a întâmplat să mai primești un parfum care să-ți evident mute nasul? Se și mai ce, întâmplă, și se ce mai faci? Întâmplă. De obicei le predau. Le predă. Dar din dar se face rai. Dar ce cadouri ți-ar plăcea să primești de ziua? Good question. Mai să știi că, uite, gusturile mi s-au schimbat în ultimii ani. Dacă înainte eram cu parfumuri, cu haine, cu bijuterii, bine, nici nu s-au diminuat. În schimb, acum îmi place tare mult să primesc cărți. Cărți? Foarte mult. Cărți. Superb. Trăim într-o perioadă în care lumea nu prea citește. Da. Ca tine. Ca mine. Mersi exact frumos, ești drăguță. Știi ceva? Nu mănânc tort de ăla nici de-al dracu. Ia zi ca mine, mă, zăraca. A zis ca mine, mă. Ai, eu am avut oricum pe Facebook la un moment dat o perioadă în care aveam un club de citit, în care intram pe Facebook Live cu fanii și discutam despre o carte propusă pentru săptămâna, mă rog, în anterioară. Și câți erați în grup? Măi, să știi că se adunau weekend, nu, vineri, în fiecare vineri aveam, în fiecare vineri se adunau câteva sute de persoane și povesteam. Frumos. Că mai era pe lângă carte, că mai era pe marginea cărții, vorbeam despre cărți sau despre alte subiecte, important e că ne adunam acolo și mai aduceam cumva vorba la cărți, așa, printre alte subiecte. Complicată treaba asta cu cărțile, dar văd că ce-am primit eu acum... E o carte foarte curajoasă care ne propune o altă abordare asupra vieții, ușor orientală. Adică deja e vorba despre al treilea ochi. Tu crezi că stă cineva acum, când toată lumea închide ochii, să-l deschide pe al treilea? Ai să fii surprinsă câtă lume s-a dus în zona aia. Foarte mulți oameni s-au speriat așa un pic de ce se întâmplă în lume și găsindu-și echilibru, da, în tot ce înseamnă, nu știu, medicina asta clasică, să spunem, s-au întors înspre ei, lucru pe care l-am făcut și eu. Adică în momentul în care am văzut că nimic din jurul meu nu mă mai liniștește și nu mă mai mulțumește, m-am întors în interior și am avut norocul să dau peste un maestru foarte, foarte bun, care efectiv m-a ajutat să supraviețuiesc și să merg mai departe și așa să de rău înțeleg. Da, foarte rău, adică pandemia a fost o chestie groaznică pentru mine. M-a deprimat teribil. Wow. Efectiv nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului. Și acum o vezi? Acum nu numai că o văd, acum vreau să o împart. Să le arăt tuturor că dracul nu e chiar atât de negru și că toate lucrurile care se întâmplă pe pământul ăsta au un scop. Și fiecare dintre noi își trăiește povestea, adică toți avem un rol de îndeplinit, toți avem niște povești pe care trebuie să ni le facem, toți avem niște lecții pe care trebuie să le învățăm. Ce-ai învățat în pandemie? Că trebuia să mă întorc la mine, că eram deja prea împrăștiată în mai multe direcții și cumva simțeam nevoia să-i mulțumesc pe alții, dar nu în detrimentul meu.
Și este foarte important să fii tu mulțumit, pentru că dacă tu nu ești mulțumit cu tine, atunci n-ai cum să mulțumești pe alții, că vei fi tot timpul sclavul altuia. O să vină X, dar nu stă bine culoarea, aole, trebuie să mă schimb. Dar nu stă bine cu haina, aole, trebuie să mă schimb. Și totuși ești mamă de copii. Da, da, da. Trebuie să te împarți între tine și ei. Familia e altceva, la familie e cu totul altceva, pentru că, în primul rând, dacă face ești parte din tine, cu tine, da, poți altfel să fii tu un exemplu pentru copiii tăi. Dacă tu ești împrăștiat, aiurit, demoralizat și așa mai departe, n-ai cum să le predai copiilor tăi un model de stâlp al familiei. Trebuie să fii stăpân pe tine și puternic. Da, viața nu este ușoară și asta este scopul, să nu fie ușoară, că dacă era ușoară, ne plictisea repede de ea. Dar fiecare lecție și fiecare lucru rău care ne se întâmplă este o lecție pe care noi ne-am cerut-o, am dorit-o, sufletul nostru a vrut să o primească, să învețe ceva din ea, să-și mai taie din karmă și să meargă mai departe. Hai, ne întoarcem la lucruri un pic mai apropiate de prezent, și anume ziua ta. Da. Când au început urările și cine ți-a făcut prima? Au început aseară la ora 10 și eu am început de 10, am băieții și Maria, înainte de somn, mi-a zis: te mai trezesc la 12? Nu, te rog, nu mă mai trezi. Maria, ce i-a adus mamei de ziua ei? Păi... Păi inelul. Wow, ce frumos e! Da, inelul. Așa. Pupic, i-ai dat? Bineînțeles. Bineînțeles. Primul lucru pe care l-a făcut când s-a trezit. Ce cadouri ți-a... iubirea. Așa. Dar când vei fi tu mare, mare, mare și mami va rămâne la fel de tânără, ce cadou ți-ar plăcea să-i faci? Nu știu. O vacanță, Maria, o vacanță. Să o vacanță, să ne trebăm, da. Noi, poate luăm și pe băieți dacă-s cu minți. Ok. Ce să facem acum? Hai să vedem cum stăm cu dulcele. Da, haideți. Hai. Haideți cu noi. Hai, Maria, să vedem. Încă dacă n-am din tortul terminat, sau mai am un pic, dar am pregătit o surpriză pentru Eli. Opa. Totdeauna ai un nas în mânecă. La mulți ani, Eli. Mulțumesc frumos. Fericită, iubită. Mulțumesc din suflet. Bucuroasă, sănătoasă. Da? Așa, și am pregătit un... Bravo, zis-o ajuns că este... Lasă-mă, te rog, că e greu. Așa. Noi am zis așa, să avem... Mulți-a trăiască, la mulți ani. Mulți-a trăiască, la mulți ani. Super! Mulțumesc din suflet! La mulți ani! Ești sigur că poți să țin? Maria, poți să iei asta, dacă vrei. Că știu că vrei să iei. Da. Deci e cam același lucru, doar că unul e în executare. Am vrut să-ți dau care pregătesc acum, dar mai durează. Până la ziua ta, anul viitor, o să fie gata, promit. Mai sunt sigură. Da, o să ajut și eu. O să mă mișc mai repede. Da, ia să mișcă mai repede, dar iar pe ăsta. Dar nu ne grăbim, graba stică treaba. Ai dreptate. Exact. Ce cântăm? Cântăm cel mai recent single lansat, se numește Suflet Gol, și este alături de DJ Micros. Știu, îmi place. Frumos, păi hai să te conduc către locul... Cred că cel mai bine ar fi, nu? E perfect. Stai cu mine, nu? Da, cum? Am înțeles. Aici, așa.